O nouă arteră rutieră importantă deschisă circulației. Tronsonul Iernut-Chețan parte din autostrada Transilvania, însemnând aproape 18 km de șosea în plus, a fost inaugurat astăzi. La inaugurarea tronsonului au fost prezenți președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Știu foarte bine că v-ați mobilizat exemplar și acest lucru îmi arată că se poate. Este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă. Nu vreau să detaliez iarăși de ce s-a rămas în urmă. Cred că prin jurul meu sunt oameni care știu cu toții că, de fapt, nu s-a prea vrut să se dezvolte infrastructura și acum această paradigmă s-a schimbat. Acum se vrea. Mă bucur să fiu prezent aici. Ideea autostrăzii Transilvania s-a născut în jurul anului 2002 și mă bucur să văd cum tronson prinde viață. În curând Târgu Mureș va putea ajunge la Borș pe autostradă și de asemenea pe noi ne interesează în egală măsură ca și frații noștri din Moldova și din Basarabia să poată să ajungă la infrastructura de transport europeană. Lucrările la tronsonul Iernut-Chețan au început în urmă cu 4 ani și au costat aproape 438 de milioane de lei fără TVA. În urmă cu 2 săptămâni a fost deschis circulației și tronsonul Biharia-Borș din autostrada Transilvania de la granița cu Ungaria și a fost inaugurat punctul de trecere a frontierei Borș 2.